Bună, dragii mei, bine ați venit la ultima parte a seriei noastre de tutoriale, da? În care am croșetat împreună o rochiță superbă și este partea cea mai frumoasă a tutorialelor, în momentul în care ajungi la final și vezi produsul gata. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit această rochiță și vă recomand să o lucrați și voi. Aveți toate filmulețele la mine pe canal, sunt 5 părți în total. Vreau să vă spun că în total am consumat 10 geme de fir macrame de la Romano Fir și am croșetat-o cu o croșetă numărul 1 cu mer ergonomic. Aceste rochițe eu i-am pus și o căptușă, v-am arătat cred că în a treia parte cum să vă croiți căptușele astfel încât să vă fie ușor. Am prins-o aici frumos de partea de sus a rochiței ca să fie mai ușor la îmbrăcat. Deci am consumat 10 geme pentru că am hotărât în partea de jos să-i fac un volan. Aveți metoda de asemenea în unul din videoclipuri și acel volan mi-a mâncat destul de mult fir. Ca și concluzie, firul mi-a plăcut foarte mult și îmi place. Rochița am purtat-o o singură dată și mă simt foarte bine în ea. Ca să se înmoaie firul, vă recomand, în general, la tot ce înseamnă bumbacuri, nu știu, bumbac mercerizat sau simplu, după ce le spălați, chiar dacă le uscați pe suprafețe întinse, încercați puțin să le călcați cu fierul, astfel încât firul devine mai moale, da? Și mai plăcut la atingere. De asemenea, pentru tot ce înseamnă produse croșetate, încercați să folosiți mai mult balsam de rufe ca de obicei, da? În momentul în care o lăsați la muiat peste noapte, puneți mai mult balsam ca să se firul să fie mai plăcut la atingere, după cum spuneam. Ce pot să vă mai zic? V-am arătat că am hotărât să pun în talie acest elastic multicolor și acum norocul meu mai slăbit puțin și mi se pare că totuși e largă și ar trebui să mai strâng de elastic, dar nu e asta o problemă. Important este să nu fie în sensul invers, da? Dar m-am hotărât totuși să nu-l strâng pentru că îmi place că stă mai lejer așa și mă simt mai bine cu ea, mai ales pe căldurile astea. În ceea ce privește căptușeala, eu am ales o căptușeală naturală, este acel material pentru tricouri, da? E un bumbac cu puțin elastan, astfel încât corpul să respire.
De asemenea, ce pot să vă spun eu, că această rochiță poate fi făcută și pentru toamnă. Mie mi se pare că împreună cu căptușeala e destul de termoizolantă această rochiță și cu un sacou deasupra sau cu o lecuță și cu un dress, cred că ar arăta super, da? În alt ordine de idei puteți să-i faceți, să continuați aici, știți, să croșetați circular și să vă iasă mâinică, 3 sferturi sau cum doriți voi, eu am ales să fie doar așa, plus că nici n-am mai vrut să mai cumpăr fir, am zis că 10 gheme e suficient, mai ales că trebuie să le îmbrac pe mine și să le, adică sunt greluțe, dar la asta mă refer, că trebuie să și le car după mine. Și atunci am zis că de vară prefer să am mâinile libere ca să pot să tricotez și să lucrez alte lucruri. Nu știu dacă o să pun această rochiță pe manechin, pentru că ea pe manechin nu arată deloc cum arată pe mine și nu are niciun farmec. Și mă repet și mă repet și o să mă repet că orice haină fără om e cârpă, da, și atunci am preferat să vă arăt așa. Poate o să vă arăt mici detalii cum e și mie jos. Am uitat să vă spun, nu știu dacă o să vă arăt așa, dar cred că vă arăt în... când mă apropie puțin cu camera de roche. În partea de jos eu am mai făcut câteva rânduri cu piciorul de rac ca să țină toate aceste scoici, da? Aceste evantaie să fie cât de cât să aibă o formă mai frumoasă. După spălat și după prima purtare rochiță s-a mai întins puțin, dar asta trebuie să luați în considerare că se întâmplă cu orice produs croșetat, da? Indiferent ce lucrați și cu ce fir de obicei la croșetat se cam întind lucrurile puțin. Și, dar nu mă deranjez, oricum a cuprut foarte puțin sub genunchi, eu zic că folosind un toculeț și o pereche de sandăluțe o să fie destul de ok rochița, îmi place maxim cum a ieșit și cred că o să-mi fac și o bluză după tutorialul meu. Da, sunt o modestă! Așa. O să-mi fac și eu o bluziță cu ocazia asta, da? V-am mai spus și în video, dar vă spun și aici, ca și fir, ca și alternativă pentru această rochiță, puteți să folosiți Angelica de la Romano Fir, puteți să folosiți Coton Perle de la Romano Fir, puteți să folosiți Violet de la Yarn Art, mai este Lily de la Yarn Art, se scrie Lily Y, da, de la Yarn Art. Eu mă refer la fire cu aceeași grosime sau un pic mai groase. Și mai avem Romana de la Romano Fir și bineînțeles mai avem de la Yarn Art Alize nenumărate fire subțiri sau microfibre, de exemplu Alize Forever puteți să folosiți, dar aia e microfibră, nu este bumbac. Ce-ar mai fi? Și mai sunt multe bumbacuri mercerizate chiar doar să putea să fie pentru croșetă numărul 1 sau 1,5, da? Nu mai mult. Pentru că cu cât este mai gros firul, cu atât o să vă iasă lucrul mai greu și mai o să vă dea impresia aia de prea încărcat, prea croșetat, da? Ce nu-mi place mie să văd și să pot. Dar asta îmi place foarte mult și, sincer, să fiu mă felicit că am avut răbdare să o termin. De aceea, eu am și început acest canal de YouTube, că am zis că poate mă mai motivez și o să fac mai multe chestii, nu doar că așa, mai am și eu un impuls că trebuie să filmez, deci trebuie să fac repede o porțiune ca să pot să vă filmez vă mai departe și tot așa. Și mă motivează și pe mine să croșetez mai mult și să tricotez mai mult, mai ales că îmi place să fac asta. Am terminat proiectul ăsta cu succes, eu zic. Sper că o să vă faceți și voi rochițe grozave. După cum v-am spus, puteți să faceți și fusta dreaptă în jos. Imaginația este nelimitată, da? Ca să zic așa, la acest model. Voi aveți... Eu v-am dat calcule de bază, v-am spus cum se face, de aici încolo, limita e cerul, da? În altă ordine de idei, ce ziceți? Începem un nou proiect împreună? Știți că v-am întrebat eu pe Facebook dacă ce ați prefera să facem împreună și foarte multe lume mi-ați răspuns că un cardigan de toamnă
Și atunci eu am luat niște fire, bine, le-am luat mai de mult înainte să încep proiectul cu 100 de zile fără fire, dar proiectul meu, apropo, chiar înscrieți-vă un proiect ca să mai consumăm, că știu că aveți și voi multe fire și haideți să mai terminăm puțin din depozite, da? Cine se înscrie, dați-mi like și să dăm bătaie, să vedeți ce chestii fac eu din resturile de fire. Eu nici nu m-am așteptat că o să iasă atât de mișto, o să vi le arăt. Cred că pe 29 sau 30, în fine, mi-am programat să fac acele videouri la 15 zile ca să am ce să vă arăt, știți? Și chiar am făcut niște chestii foarte mișto pe care abia aștept să vi le arăt, da? Și poate aveți și vă vin și vă o idee, că știu că toată lumea are geme mici, rămase, resturi, care nu știu ce să fac cu ele, sau fire pe care le-au cumpărat pentru un anumit proiect și s-au răzgândit, etc. Am vorbit prea mult. Reîntorcându-mă la proiectul pe care vreau să-l facem împreună, acel cardigan, eu am cumpărat firele și acum vreau un pic să testez modelul și o să vă filmez și o să vă povestesc eu ce și cum cu cardiganul, fac și eu calculele și începem un cardigan superb de toamnă, dar cred că o să-l începem mai în august, știți, ca să... Acum este cald și sincer am chef să fac niște topuri de vară rapide așa. Și mă gândeam că poate mai bine lucrez la ele și după aia mă apuc de cardigan. Dar o să-l fac. Urmăriți canalul că o să-l fac. Așa, deci v-am spus cât de cât despre rochiță, ce am avut de zis. Haideți să mă dezbrac, dar nu în fața camerei, și să vă arăt îndeaproape, da, puțin, și să vă arăt ce am făcut eu în partea de jos exact, ca să știți și voi. Nu mai știu dacă a intrat asta în filmuleț. Sigur v-am arătat cum se face cloșul, dar nu mai știu dacă v-am arătat volanul de jos, că în momentul în care am decis eu să-l fac, cred că deja terminasem de filmat partea 5-a. Dar nu e nimic, vă arăt acum, da? Hai să vă arăt mai aproape și înainte de a trece cu camera asupra rochiței mai îndeaproape, vreau să vă mai zic o chestie. Am văzut că sunt mai puține vizualizări în ultima perioadă, știu că sunteți în vacanțe, în concediu, dar sper ca când vă întoarceți să reluați videourile mele, pentru că am niște chestii foarte interesante. Mai ales atrageți atenția că o să apară multe videouri scurte cum să înmulțiți ochiul, l-ați văzut, da? Pentru cei care tricotează. O să urmeze și un video cum să le scădeți. O să mai aveți și butoniera pentru copii și o să mai fie mici chestii pe care am să le postez în decursul verii și de care să nu uitați în momentul în care vă apucați să lucrați ceva, da? Ok? Hai să trecem mai aproape și mai vorbim, da? Așa, nu prea am cum să vă arăt rochița întreagă, este foarte greu. Vroiam să vă arăt mai bine în detaliu și mai aproape. Vedeți, eu am prins căptușeala aici, da, de toată partea asta. Ia să dau mai aproape să vă arăt cum am prins-o, da? Deci am prins-o aici frumos cu acu, da, de partea asta din față. În laterale, aici, la... sub braț și la mâneci n-am prins-o ca să am loc de mișcare pentru mâini. Aici vedeți, v-am arătat cum am cusut fiecare, ia stați că bag mâna așa ca să vă arăt, am cusut fiecare parte frumos aici cu acu și se vede extraordinar de frumos. Elasticul l-ați văzut în tutoriale cum l-am inserat aici, iar fusta, jupa am făcut-o puțin mai scurtă decât fusta și vreau să vă arăt partea de jos cum am terminat-o. Aici am făcut un volan prin înmulțire din, ia să văd, am făcut înmulțiri peste un ochi, da? Vedeți aici? Stați că dau mai aproape. Când am lucrat, vedeți, aici am scos două. Stați că... Așa, să o pun mai bine. Am făcut peste una, da? Aici o înmulțire, după aia un ochi întreg, o înmulțire. Dau și mai aproape ca să vedeți, da? Vedeți, aici am scos două, evanta aici unu, aici două și tot așa, ca să-mi iasă acest volan. Este tehnica pe care am folosit-o și mai sus, iar partea de jos a rochiței, eu am croșetat câteva rânduri cu piciorușul racului, da? Vedeți, simplu aici, ca să aibă și greutate în partea de jos, să tragă frumos de fustă și să...
se vadă și interesant în partea de jos, da? Mai multe de atât, nu știu, dacă mai aveți alte întrebări, vă ajut cu cel mai mare drag. Rochița mie îmi place foarte mult cum am ieșit. Repet, mărimea este 42-44 sau 40-42, în fine, e destul de versatil ca și mărime, pentru că se așează pe corp cum doriți, cum preferați. Dacă, mă repet, dacă mai aveți întrebări, puteți să-mi scrieți dedesubt și vă răspund cu cel mai mare drag. Ca să faceți o mărime mai mare, v-am spus aici, doar croșetați mai multe rânduri, da, cât aveți voi nevoie ca să vă cuprindă de jur împrejur, ok? Bun, dragii mei, mă bucur că am croșetat împreună această rochiță. Vă pup, vă doresc o zi nemaipomenită și ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa!